astăzi a venit momentul să ne costumăm din nou în iubitul fanei nebune lui Alice David. Adică trebuie să ne costumăm, să-mi iau costumația de aici, din garderobă, foarte, foarte frumos. Și trebuie neapărat să mergem la Alice, pentru că a rămas să facem în felul următor. Ea mi-a spus ieri ca să-mi prezinte casa ei și am zis, bă, Alice, nu mai vreau să mă mai prezințați. Ne vedem mâine, pentru că astăzi vreau să facem o zi specială în care ne prezintă casa ei și să vedem cine știe ce o să mai zic Alice, cine mai prezintă, ce chestii mai scoate și știți care este treaba. Sper să nu-ți dea seama totuși, pentru că am văzut că încă nu și-a dat seama. Este foarte, foarte bine că nu și-a dat seama că eu o trolez. Nu și-a dat seama că nu e de fapt David. E bine că nu l-a văzut niciodată. Asta este foarte bine. Dar da, să vedem cât o să mai țină treaba aceasta. Mi se pare că am văzut eu cumva undeva pe acolo. A, da, uitați-vă puțin, adică la modul cel mai serios. Uitați-vă la Alice, deci să uită după mine. Mamă, bă, stați puțin, dacă se uită după mine, stați puțin, că acum i-am dat seama. Eu cum pot să mă costumez din nou? Cum pot să mă costumez să ies aici din casă, să vin din partea asta? Ok, cred că ar trebui să mă costumez lejer și să merg cât de cât pe aici și să nu mă vadă în așa fel. Dar uitați-vă puțin, da, cum aș putea eu să fac în așa fel încât să nu mă vadă? Ok, deci dacă m-aș duce prin partea asta, nu cred că m-ar vedea în felul acesta. Și aș trece pe aici foarte frumos și trebuie să mă duc tip 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 prin spate, să ajung pe aici prin spate și de aici trebuie să mă duc repede repejor și să văd pe unde ar trebui să iau, sincer, pentru că uitați-vă că am lăsat și ușile astea deschise. În fine, sau de fapt cred că mi le-a deschis Alice. Da, altă dată. Uitați-vă puțin. Da, nu știu cum aș putea să mai fac eu treaba aceasta, dar vedem noi imediat. Gata, 3 2 1 și să mergem acum la baie să vedem cum arătăm, dacă ne-am costumat perfect, cum a fost și data trecută, să vedem. Mamă, uitați-vă puțin, uitați-vă, eu sunt David, ok, de fapt eu nu sunt David, nu pare credibil. Dar dacă aș face așa în felul următor, puteți să spuneți că eu sunt David. Deci da, fiți atenți, astăzi o să facem la fel ca data trecută. Practic, cine n-a văzut episodul de data trecută, trebuie neapărat să-l vedeți, ca să înțelegeți cum stă povestea, cum stau toate lucrurile de genul, pentru că vreau să-i facem mult mai multe farse cu chestia aceasta. Bine, sper să nu se prindă, că dacă se prinde, nu putem să-i facem mai multe, dar totuși hai să vedem atâta cât o să putem noi să facem, dar trebuie să merg acum repede prin spate pe aici și să văd pe unde să merg totuși, pentru că ați văzut că Alice a uitat după mine și nu este bine, că probabil Alice, dacă încă mai e pe acolo, o să-și dea seama și ar trebui să vină undeva din partea aceasta, pe aici așa, și să nu-și dea seama. Bine, să sperăm că nu mai e Alice acolo, dar haideți să vedem cum gestionăm situația, să vedem ce are Alice de prezentat, că a zis că reprezintă casa ei, ne arată toate lucrurile de genul, și să vedem ce mai are de făcut, pentru că a zis că mai are surprize, nu știu, adică uitați-vă puțin la Alice, opa, mă stați puțin, uitați-vă puțin, cred că m-a văzut că sunt David, ok, deci m-a văzut că sunt David, dar trebuie să vorbesc acum, trebuie să-mi iau vocea de David, că dacă nu, o să fie cam nașpa, pentru că e data trecută, era cam puțin să mă dau de gol, dar totuși n-a auzit, e așa, este foarte bine, când am uitat, hai că uitați-vă puțin, aia, trebuie să merg acum, repede, ok. Bună, Alice, ce faci? Hei, David, ai venit? Da, Alice, am venit, ce faci? Uite că am venit la tine, s-a făcut următoarea zi și am venit, ce faci? Ah, da, eu fac bine, dar ce te duci aici, că nici nu m-am pregătit, stai puțin. E, cum adică? Ok, uitați-vă, deci Alice nu s-a pregătit, adică ce să se pregătească, mă, că ieri a fost la fel, adică în ce s-ar putea pregăti Alice, pentru că ieri a fost la fel, a rămas cu pijamalele alea pe ea, nici nu i-a mai zis, nici nu i-a mai zis, adică eu așa țin minte, că a rămas cu pijamalele de... ok, cred că ar fi o idee să intru înăuntru, deci Alice, Alice, intru pe... Nu, pleacă de aici, mă pregătesc. Ok, nu te ieși vorbește cu gardul. O, cu cine, cu gardul? Ok, deci Alice m-a pus să vorbesc cu gardul, wow, deci nu știu ce să pregătește, ce mai face Alice, sincer, dar da, haide să revenim imediat când se face Alice, că știți cum stau fetele o groază de timp, cred că o să mă apuce noaptea aici, sincer. Da, deci s-a făcut și noapte, ceea ce am spus eu, că o să ne apuce noaptea aici și s-a făcut deja noapte, uitați-vă puțin, eu deja nu mai suport, am stat o groază de timp, nu știu cum am putut eu să rezist, dar totuși, ca să facem treaba să fie cât mai interesantă, că mai șmecheră, totuși am stat într-un final pentru voi, dar haideți să intrăm acum, că deja nu mi se mai poate, Alice, ce faci? Ești gata? Mă, hei, nu, te rog, pleacă, că mai am nevoie de timp, te rog. Cum adică, Alice? Hai, mă, că nu ești gata să faci. Hai. Hei, nu mai dau mine, Alice, ok, gata, am plecat, rămâi acolo. A, uitați-vă puțin, deci așa se comportă Alice cu un băiat, ok, deci Alice chiar e fană nebună, la modul ce mai chiar este o fată nebună. Mă, da, parcă stă bine așa, nu știu, parcă aș lăsa așa, dar parcă, nu știu, mi-aș mai pune ceva pe aici, pe la ochi, așa, nu știu, hai că merg așa. Eu am bine. Alo, bă, treci încoa. A, gata, Alice, ce faci? Ai, că ești gata? Păi nu chiar sunt gata, dar gata să mergem. Mă, păi deja e seara, ce-am făcut? A, păi asta-mi și eu,
Alice, dar tu ai vrut să dai mine, vrei să mă omori, Alice, tu așa dai... Alice, cred că o să plec acasă și nu o să vreau să mai vorbesc cu tine. Nu, nu, deci îmi pare rău pentru asta, da? Fii atent, hai să ne culcăm. Hai, hai, vino aici. Cum adică să dormim? Ce să dormim? Da, mergem, ne culcăm și după aia mergem unde vrei tu toată ziua. Hai, intră. Mă, stai puțin, Alice, tu mi-ai zis că azi îmi prezinți casa ta și după mă duc și nu știu unde. Păi, da mă, da, îți prezint pâine dimineață. Alice, vreau mâncare, Alice, nu mai dat, te rog eu. Alice, deci dacă mai dai o dată... Păi, intră atunci în casă. Gata, dacă mai dai o dată, Alice, eu nu o să mai fiu cu tine. Bine, deci, uite, frigiderul e tot în față la dreapta, ia-ți ceva de mâncare, eu mă duc și pregătesc sus. Ok, mă, uitați-vă puțin la modul cel mai serios, Alice, mai am o jumătate de inimă, stai să iau aici ceva din mâncare, ok, bine, care mâncare totuși pe aici, atunci uitați-vă la Alice, cât de enervant e totuși, nu știu care este faza cu ea, deci, adică știu care este faza, că e fană nebună, dar este și fată nebună, nu e doar fană nebună, credeam că e doar cu mine așa și cu Darius, dar vedeți, care cum stă treaba, adică pot să-mi dau seama care este treaba cu Alice, bă, să sperăm totuși că nu-și dă seama că sunt eu, că poate, da, nu știu ce să zic sincer, dar să sperăm că totuși nu-și dă seama, poate își dă seama, dar să sperăm că nu-și dă seama. Că știți, dacă e fana nebună, ea știe totul despre mine, frate. Și dacă ar ști totul despre mine, cred că ar ști și cum fac voci din astea, cum fac orice. Că sunt eu. Adică ea cred că și-ar da seama, dar să sperăm totuși că nu-și dă seama. Ca să meargă trebuie foarte, foarte bine. Să facem cât mai multe chestii interesante și da. Acum trebuie să mănânc, să mă regenerez foarte, foarte bine și să-mi prezinte casa. Nu știu unde s-a dus. Chiar sunt curios, s-a dus sus. Trebuie să merg peste ea, dar de fapt o să o aștept aici jos ca să nu-și dă seama totuși că dacă mă duc așa peste ea sus acolo, o să strig mai bine, că dacă mă duc sus peste ea, o să fie cam nașpa tot ce să ai mâncat? Alice, m-ai speriat. Alice, ce ai făcut? Păi am mers și am pregătit acolo, patul sus. Cum adică, Alice, ce? Cum adică, Alice, mă ceartă mami. Mă, nu te ceartă. Uite, fii atent, dăm telefonul ăla, că așa. Ce? Stai acolo, că sun eu, da, deci parola. Mă, stai puțin, nici nu mi-a luat telefonul, ai telefonul tău, Alice. Uitați-vă puțin, Alice, ce faci? Adică ea zice că mi-a luat telefonul, că nu știu ce, wow, foarte amuzant. Adică uitați-vă puțin cum încearcă Alice să facă totul să fie bine pentru ea, dar... Care-i numărul mamei tale? Deci, 07? Nu ți-l dau, Alice, da telefonul, că nu e, adică nu e al, adică e al tău ăla, tu nici nu mi-ai luat telefonul, eu nici am telefon la mine. Mă, atunci zi-mi numărul, hai, că rezolvăm acum. Păi, dar nu știu, hai, prezintă-mi aici, ce ai zis tu că vrei să-mi faci prezentarea. Mă, da, e seara, așa, nu știu. Păi și prezentarea cum, adică nu ai lumină prin casă, uite că e lumină pe aici. Pot să fac să nu mai fie? Păi, tot ce e lumină. Păi, pot să sting și astea. Da, tot e lumină, Alice, de ce nu-i chemat totuși azi la tine? Ce vrei să facem? Adică te-ai pregătit și tu acum vrei să te colci? Bine, mă, bine, hai că-ți arăt. Deci avem aici, avem așa, da, uite, vezi și tu, și așa, stai puțin, așteaptă-mă aici puțin, te rog, mă duc puțin până afară, stai acolo. Ok, uitați-vă puțin, Alice, de ce nu înțeleg care este faza, că este foarte ciudat, se comportă foarte ciudat. Adică uitați-vă puțin, toate chestiile pe care le face, ea zice, nu știu ce, hai să mă pregătesc după ce că am stat toată ziua, s-a făcut și seară. Acum zice, hai să ne băgăm la somn, adică cum să mă bag la somn când Alice s-a pregătit, adică cine s-ar băga la somn, cine s-ar mai... Alice, ce faci? Tu ești aici? Alice? Alice? Sunt fantomă. Alice, acum te-ai costumat așa? Alice, ce se întâmplă cu tine? Sunt fantomă. Da, foarte ciudat ceea ce se întâmplă aici. Alice! Ce ai zis? Ai zis ceva? Da, ce-am zis, Alice, hai să mergem în prezint sau ce? Nu, ai zis că e ceva ciudat. Ce? Cum adică? N-am zis nimic, Alice. Bă, ia stai tu aici. Da, eu nu înțeleg nimic. Totuși, bă, m-a auzit oare că am făcut-o cu vocea mea, adică totuși, nu, bă, cred că Alice știe totuși și își bate joc de mine. Alții nu-mi explic că se comportă foarte ciudat și nu cred că n-ar putea, adică cum să te comporți așa cu iubitul tău, practic. Adică dacă ar fi un iubit pe bune, nu cred că s-ar comporta așa cu el. Alice, ce? Da. Alice, ce e asta? Ce îmi faci? Bă, dar nu e mă nimic. Eu de-asta invizibilă, știi? Ah, ok, gata, am trecut peste. Wow, Alice, dar ce? Mă, ce faci? Mă, dar numai că eu nu fac nimic al încredere. Nu fac nimic, da. Alice, cred că o să plec acasă. Da, trecut și ziua. Adică, uitați-vă, deja s-a făcut iar zi. Nu știu ce s-a întâmplat. Nu am făcut absolut nimic, practic, până acum. Dar să merg acum din nou la Alice. Alice, unde e, mă? Ce faci, Alice? Alice, dar ce-i cu mine, Alice? Adică nu-ți mai place de David, de mine? Adică... Mă, cum adică, bă, nu, hai aici. Deci, începem așa frumos. Avem o de-astea de cărți. Bă, nu fura cartea, că e a mea. Nu, dar ce... Bă, tu furi cartea?
Alice, de ce ești așa rău, Alice? Eu nu credeam că ești așa rău, adică... Așa, nu e nimic, ți se pare. Avem aici... Stai puțin, vreau să văd ce scrie în cartea asta. Cei mai fraieri oameni, Darusel 2012, Rafael, cei care nu dau like și subscribe. Adică, cine e Darusel și Rafael? Nu e nimeni, mă, ai încredere, da? Ai încredere? Alice, ai ceva să-mi ascunzi, cumva? Nu. De-asta, nu știu. E ceva de YouTube, că am văzut cine nu dă like și subscribe, dar tu faci YouTube sau cine? Te uiți tu la YouTuberi? Alice? Da. Ce faci, Alice? Ce ai pus cartea acolo? Îi dau foc ca să nu ne mai strice nimica. Hai în casă. Ok, dar nu mai da mine, te rog, că o să mor, Alice. Adică eu sunt, practic vreau să spun, Alice, că nu ți-am spus treaba asta până acum. Eu sunt sensibil, ok? Da, bine. Deci avem așa o plantă. Ok, planta asta ce care e faza cu ea? Păi e o plantă, să dai cu cap în ea. Ok. Deja mă și enervează. Adică, da, uitați-vă puțin ce am făcut. Am intrat direct în focul ăsta. Nu știu care este faza cu... Alice, ajutor. Gata. Ai furat chiar cartea sau o luat foc? Ce? A luat foc cartea, nu mai e. De ce? Uite, mănânc, n-am cartea, mâncare. Bine. Ai prezint de casa ta, n-ai zis care să-mi prezint casa? Așa, da, deci avem aici o podea, făcută din lemn natural. Așa, prezintă-mă aici, ce e locul ăsta, ce se întâmplă aici? Așa, deci aici e locul meu, nu trebuie să-ți explic nimic, așa, aici avem un calculator, un setup frumos. Așa, și mai altceva? Băi, cum ai zis? Mai altceva? Mă, eu zic că-n ciudat, nu știu. Așa, avem aici o canapea, aici ca sufragerie. Așa? Aici televizorul sus și cu asta, dacă nu ești cu minte, știi cum? Și meniu, da, care e faza cu el? Păi, aici vin cei care nu sunt cu minți. Ok. Imediat aprind focul și... Bine, Alex, bine, așa. Și pe aici, asta este bucătăria ta, practic. Aici totul foarte bine, nu? Da, exact. Așa, apoi vină puțin aici. Alex, dar întrebare, camera ta unde este? Tu aici dormi jos? Nu, am să-ți arăt mai încolo puțin. Așteaptă, deci, uite, vino să-ți prezint aici. Deci, avem așa frumos astea de spălat, da? Așa? Vezi? Avem aici niște țărtaruri, dacă le vezi, uite. Nu le văd, sunt orb. Păi, cum adică? Văzi, chiar aici, uite-le. Da, le văd, ce e cu ele? Așa? Păi, nimic, a? Așa, avem aici întrerupătoare de la lumină. Ok, și aici este baia, ok. Stai, că e ceva special aici. Uite, vin să-ți arăt. Arată-mi-o. Aici, uite, fii atent. Dacă vii aici, vin aici. Așa, uite. Ce fac? Alex, ce-ai făcut? Nu știu, aparent s-a blocat ușa. Mă, deschide-te! Alex, scoate asta de aici acum. Adică, Alex, scoate asta de aici. Că tu, Alex, pleacă, Alex, nu te schimbi. Alex, tu sigurești, Alex? Ieșim pe aici, ok, mergi. Mă, ce-mi faci? Alex, ce-mi faci? Ajutor! Da, uitați-vă puțin la față. Bă, eu nu înțeleg și care este faza cu Alex. Este foarte ciudată pe bune. Adică a luat apucăturile lui Darusel cu envilurile astea, cu toate chestiile pe aici, să mă blochez aici. Alex, mersi, gata. Mă, Alex, dar ce faci tu toate treburile astea? Ce se întâmplă? Că nu se întâmplă nimic. Așa cum, hai să-ți arăt la mine camera. Stai puțin, că vreau să văd ceva. Dar pe aici ce prin curte? Arată-mi curtea, că mie mi se pare interesantă curtea. Da, uitați-vă deja. Ok, deci spuneți-mi acolo în comentarii cine ar sta cu Alex, sincer. Adică uitați-vă puțin cum face toate treburile astea. Gen, nu cred că ar sta vreun băiat cu ea. Alex, uite, asta e aici. Ce e asta? Nu, n-ai voie, mi se te apropii. Nu. Ok, Alex, de ce ești așa rea cu mine? Nu știi cine sunt eu? Da, e bere, e moștenire, n-ai voie. Așa, apoi avem aici... E fermecată, ce e asta? Nimica. Așa, apoi avem aici casa unui prieten, îl cheamă Rafael. Și mai devreme când te-am întrebat, de ce nu mi-ai zis? Păi nu, că era, nu știu ce-a fost, dar aici locuiește el, din păcate, nu are mulți bani. Și cine e el? Alex, tu nu mi-ai... Tu mi-ai spus că n-ai până înainte niciun prieten, tu așa mi-ai spus. Da, mă, cum adică? Nu, aici locuiește el, da? Bun, așa, hai mai departe. Ok, da, uitați-vă puțin la Alice, adică să nu aveți încredere niciodată în Alice, sincer.
Așa, Alex, Alex, așteaptă-mă, ce, ce e aici? Mamă, cât de tare e locul acesta. Uite, aici încă un loc în care să te pun pe foc, adică să pun oamenii pe foc, adică să pun carnea pe foc. Da, ok. Așa, și via vină tu okay, după okay, mine. Ok, acum arată-mi în casă, vreau să-mi arăți în casă. Ok, deci se comportă foarte ciudat, Alex, nu știu care este faza cu ea, bă, dar e ok, deci chiar e nebună, sincer, adică nu mai, spuneți-mi acum în comentarii dacă e nebună sau nu. Alex, hai. Da, hai să-ți arăt camera mea. Ce să-mi arăți? Camera mea. Ok, hai să mergem, unde e camera ta? Deci aici sus e camera ta, Alex, ia unde mergem? Da. Aici ai? Uite, mai avem și aici. Mai o baie, ai două băi? Da, mă, da. Uite, stai. Da, ok. Așa. Mamă, și aici este camera ta. Uitați-vă puțin, mamă, deci nu știu ce tot vrea să facă Alex. Dacă așa se comportă acum, este foarte urât. Adică, nu înțeleg ce... Da, ce e, Alex, ce? Vino puțin. Nu vin. Hai, vin, arată-mi. De ce nu vin? Păi, dar ai zis că vrei să-mi arăți camera ta. Păi, da, mă, vino aleacă puțin. Bine, hai că vin, ce? Uite. Da, mamă, ce amuzantă ești tu, Alex. Aha, am ieșit. Mamă, Alex, cât amuzantă ești tu. Da, foarte amuzant. Nu știu ce se întâmplă aici cu Alex. Cred că deja o să plec acasă. Tip. Mă duc frumos acasă pentru că ceea ce se întâmplă aici deja mi s-a luat, sincer. Alex, hai, bă, ce tot fuge atâta, măi. Alex, mă mai bagi în seamă? Eu cine sunt? Ce? Mamă, da, vino cu mine. Hai să mergem la vecini. Mă, la ce? Alex, prezintă-mi casa ta. Mă, Alex, coboară puțin că vreau să... Bine, hai să mergem după aia. Hai rapid. Că eu nu am timp de stat. Ok, uitați-vă puțin, deci eu nu înțeleg ce. Eu vreau să vorbesc cu ea, ea pleacă, nu știu care este faza cu ea, nu știu ce tot face, nu știu. Alex, stai puțin, Alex, vreau să vorbesc cu tine. Ok, Alex, poți să-mi spui și tu mie de ce te comporți așa urât cu mine și ce s-am făcut? Adică așa urât? Ce? Cum adică așa urât? Păi da, tot ce faci aici, că nu te înțeleg, Alex. Păi ce fac? Se blochează ușile astea, nu știu ce tot au. Așa, și uite, avem aici, uite, un desta, așa, niște sertare, avem aici asta de-a meu. Mă, dar tu sigur ești, Alex? Da! Da, când vorbeam cu tine... Și uite, avem aici, asta e făcut din lemn, saltare rezistentă, tot ce trebuie. Ok, am nevoie până la baie, Alex, deschide-mi și mie, te rog, așa. Păi, dar e blocată. Deschide-mi, te rog, ți-am spus, am nevoie, dacă nu o să plec, dar tot și eu să mă... Așa, mersi. Ok, deci gata, am plecat, nu știu care este faza, ce se întâmplă aici, deja mă enervează, o să plec acasă, nu știu, deja mă și enervează foarte, foarte rău. Care este faza cu Alex, nu știu, vreau să-mi spuneți voi acolo în comentarii ce credeți despre Alex, cum se comportă Alex, toate lucrurile... Alex, am uitat să spun, mă chema mami acasă, pa, o să mă duc acum acasă. Ok, deci... Nu pleci nicăieri până nu-ți prezint și casa vecinilor. De ce casa vecinilor? Alex, ai ceva să-mi spui? Nu, hai, urcă. Cum adică casa vecinilor? Ok, hai, Alex, nu o să mai vorbesc cu tine în viața mea, pa, am plecat. Lăsa-mi să te calc cu mașina dacă nu vii după mine, te calc. Ok. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.